Echipa de volei juniori a Clubului Sportiv Școlar din Nicogolescu din Campulung a disputat duminică în deplasare la Dinamo București ultimul meci din turul Campionatului Național Faza 1. Mușelenii au pierdut scor 0 la 3 și cu trei înfrângeri și o singură victorie ocupă locul 4 în clasamentul seriei B, poziție care, surprinzător, le-ar permite calificarea în faza următoare. În prima parte a campionatului, elevii antrenorului Viorel Caramele au câștigat doar cu CSS1 Constanța pe teren propriu scor 3 la 2. Conform programului de desfășurare, în prima etapă a returului, CSS din Nicogolescu va juca pe 17 decembrie în deplasare la Constanța, acesta urmând să fie și ultimul joc oficial din 2017.